Situație de criză la unul dintre cele mai importante departamente din primăria Buzău. După ce doi angajați au fost diagnosticați cu COVID, biroul de achiziții și investiții din cadrul Palatului Comunal a fost închis. Edilul șef Constantin Toma a anunțat că va impune regula testării în masă în rândul angajaților. Am luat decizia în primărie astăzi că am plecat în întreg birou, o doamnă de acolo, probabil că a fost bolnavă, a dat la un întreg birou foarte important și acum toată lumea este acasă. Și am dat dispoziție, vă testați și plecați acasă, deci la cel mai mic semn, deci nu mai primesc pe nimeni. Cei 12 angajați de la biroul de achiziții și investiții nu mai pot munci în Palatul Comunal într-o perioadă în care se creionează bugetul pentru acest an și când sunt în lucru multe alte proiecte importante. A reușit să ne salvăm o perioadă și primăria Buzău n-a avut probleme până acum, dar iată un fel birou, ar mai exista o variantă a cei salariați testați în cadrul anchetei epidemiologice, cărora rezultatele PCR le ies negative, să revină la birou. În tot acest context, ca măsură suplimentară, spațiile din Palatul Comunal au fost supuse unei dezinfecții.